Dumitru Mușii este de aproape o săptămână noul antrenor principal al echipei de handbal HCM Roman după plecarea tehnicianului Corneliu Bădulescu. Încă de la început, acesta se declară mulțumit de colaborarea cu jucătoarele de la HCM. Eu sunt de 6 zile aici, am venit cu gânduri bune și încerc să fac și eu nici mai mult, nici mai puțin decât fac alții, pentru că nu mă consider un antrenor miraculos, dar sunt niște fete grozave, niște fete care vor și eu sunt convins că încet, încet lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Am semnat contractul cu HCM Roman, m-am simțit onorat vis-a-vis de propunerea pe care mi-a făcut-o domnul primar, având în vedere faptul că oamenii din Roman iubesc cu adevărat handbalul, ca dovadă din centrele vestite ale Moldovei, care a fost mereu un izvor nesecat de talente pentru handbalul românesc, Iași, Bacău, Piatra Neamț, Vaslui, Romanul rezistă, asta înseamnă că sunt niște oameni solizi și care, știu eu, au o anumită credibilitate în handbalul românesc, oamenii din Roman. Și chiar dacă, știu eu, am venit cu un handicap mare, e greu să preiei ceva din mers și în condițiile astea, am venit cu inima deschisă. Fost antrenor al echipei naționale de tineret a României, antrenor la Naționala Feminină de Senioare și fost antrenor în Liga Națională la Constanța în sezonul precedent, Dumitru Mușii spune despre el că este o fire exigentă care își dorește ca echipa antrenată de el să câștige, dacă e posibil, toate meciurile următoare. Știe toată lumea că sunt un antrenor exigent, nu fac rabat de la condimentele performanței, dar niciodată nu am dorit rău vreunei jucătoare. Știu cât de greu se face o jucătoare, cât de greu se formează și aș fi de condamnat sau criminal dacă măcar, poate am un ton verbal un pic mai vulcanic și mai agresiv, dar din dorința de a le determina, chiar și împotriva unor stări de moment când nu sunt în antrenament, să progreseze, să își dorească din ce în ce mai mult, să, știu, zi de zi să înregistreze plusuri. Ăsta e singurul drum în performanță care te duce spre înainte și, așa cum am spus, pe surprinderea mea, cu multe dintre ele am mai și lucrat, sau mai bine zis, spre plăcerea mea, m-au primit extraordinar.